Bună ziua! Bună ziua! Du copii la grădiniță! Nu se poate! Lucas, vrei să mergi la grădiniță? Te duc mâine! Mai bine la spital, că l-am mușcat... Păi Angelu, păi spitalul e în drumul nostru! Nu! Nu, bun! Vrei la grădiniță? Nu! Sigurat nu, că eu merg o dată! Dar copiii văd că nu s-au pus centurile în spate. Natalia ți-a pus centura? Natalia s-a pus, că e în scaunul ei. Și tu puneți centura. Ai acolo, uite, acolo e lângă lui. Acolo e lângă lui centura ta. Mergem, nu mergem departe, mergem până la Taco și eu știu, dacă poate și la alte magazine. Dacă nu găsesc acolo, mergem la mall. Mergem să căutăm la Natalia o rochiță. Mâine face poze cu clasa ei de la grădiniță. Grupa ei. Numai cu grupa ei? Da, numai cu grupa ei. Ok. Și cu educatoarele. Anul ăsta fiind ultimul an când merge Natalia la grădiniță de la toamnă. La... De la toamnă aici, o să meargă la școală. Mergem să vedem, să găsim ceva. Dacă nu, îi dă angirochia ei de mireasă. Da. Ar fi cea mai faină. Și așa nu-i mai pune de tine angii. Jesus. Da. E, când am purtat o rochie aia de miroasă, mireasă, am avut 60 de kilograme. 60? Da, da. Și acum câte? Nu spun. 70. 70 și ceva. Da. Vezi că știu. Ce să fac? Da, și eu pe atunci aveam 80. Și acum 90. Și 5. Dar mai slăbit, că am avut 99,9. La ofertă. Avem ofertă. Asta e. Uite, l-ați văzut pe câine cum stătea acolo. Unde? Unde aici, la restaurantul chinezesc în farfurie? Mergem la restaurant chinezesc? Nu știu. Nu-i fain aici, Luis, nu-i ca și la voi. Din Germania e faină. Da. Da, acolo e bun. Acolo e bun, aici nu prea. Aici e românul. Așa schinești românești. Da. Acolo schinești nemțești. Doamne. Acolo, la Viena, m-a plăcut mâncarea cel mai mult. Mâncarea chinezească. Dar și la Augsburg. La Augsburg. Și acolo a fost sunt. Și acolo, când este undeva un pic mai departe decât Augsburg, și acolo. Da? Da. Aici sau în Germania? Germania. Și putem să fim și noi în parc cu copiii? Da. Când le facem poze? Da. Da? Da. S-a speriat, da. Da, dat în spate, repede. Avea loc destul. Când a fost în parc. Ce ai făcut în parc? Angito, ai carnet. Da, numai trebuie să-l schimb, că să-l renoiesc. Ai carnet? Și tot zic că mă duc, că mă duc. Și mai uite că nu mai ajung. Dar dacă te duci, că duci mașina asta? Dacă e pe motorină. Serios? Da, și vin mai bine. Păi mie mai zis că nu, că nu plec, e prea mare. Și dacă asta pe motorină? Păi pe diesel. E pe diesel asta. Și dacă e electrică? A, e mai bine. Mai bine. Mie nu-mi place mașinile electrice. Mai bine. De ce? Că-s pe baterii. Știu, dar durează 10 ani. Lasă tu Tesla. Lasă-le acolo pe Tesla.
repede, e ok, dar durează foarte mult timp să încarcă și o să se schimbe astea. Se schimbă, oricum este. Nu rămâne așa. Iată ce acum ați la început. Și după aia când avansează... Alții își cumpără un Tesla, îl duc la alte naștea care... Și îl pune Tesla, dar la electric pe diesel. Poți să faci. N-ai cum. Ba, trebuie să faci mai mult. Chinezii au făcut o mașină faină. Da, ei ce că fac acum... Care e aproape ca Tesla. Ține autonomia 1000 de kilometri, am înțeles. Deci un drum bateria. Da, un drum din România, da. Din România. 1000 de kilometri, că Germania, poți să mergi oriunde în ăștia 1000 de kilometri. Dar e faină mașina aia. Ce da. Ce fain ar fi și ieftină. Și mai ieftină decât Tesla. Sigurată să fie, o să se schimbe toată lumea asta și să fie mașini de care să te placă. Aia de când se duce? De mult? Sau? Aia de mult. Poți să faci așa? Astăzi nu prea dormi cum trebuie. Eu am dormit bine. Atâta m-a trezit la Natalia că tot se descoperă. Da, nu a fost frică, să știi. Da, dar e răcită. E răcită, i-am dat astăzi tratament și văd că nu, nu-i mai curge nasul, nu-i mai bine. I-am dat și vitamina C. Ce face Dante? Dorme. Cu Toyota. Dorme, că aici e roșu, noi avem verde. Eu au crezut că... Crezut că are verde. Se duce pietone, la KFC, cred. Mie mașinile astea Toyota nu-mi place. Astea am spus electrice. Că se duce la KFC. La KFC? Nu, aici vreau să... Mai bine du-te mai de lângă bine, ea. Mai bine, e periculoasă. Aici, în partea asta. Ia uite ce freză are fata asta. Fii bun la aici. Nu. De unde ești? Nu, că se vede că e tunsă. Ai grijă la ăsta? Păi, dar de ce nu de pe spate, normal? Sau? Ba, uite, săraca. Bună. Cred că e bolnavă. Bine. Dar ce da, bun. Vă arătăm. Mergem la atacul. Angie! Angie! Hai să vă fac poză. Hai aici. Du-te și tu acolo. Angie, cum s-a arătat cu trei copii? Ok, hai. Aici i-au făcut pistă de aterizare. Pentru... Să nu mai îmi spui de linia asta, dar au făcut-o foarte... Pistă de aterizare pentru muște și țânțari. Te rog să nu mai spui de linia asta, că vine să... Să treci? Da. Mai bine mă fac el decât să-mi fac un... Așa rezolvă, într-un minut. Uite, dar nu înțeleg nici o atâta linie. Păi eu ți-am spus, pistă de aterizare pentru muște și țânțari. Asta este nou look al lui Luis. Mai străbe un băț. Dar nu știi de ce băț. Nu știi de ce băț. De ce? Că nu stă bine. Am fost la Taco, nu am găsit. La mall în Oxford. La copiii grecări. Am vrut să spun în Oxford. La mall în Oxford. Ajungem până de seară. Până dimineață. Merem până de aici, mă. Cu mine ajungi mai repede. Trebuie să iau ceva de încălțat. A, la Daishman? Dishman. Ok. Chiman. Dar ce, sandale sau ce?
v-am filmat în Dashman, că am vorbit cu o fostă colegă de generală și n-am mai filmat, dar n-am găsit pantofi să placă la Angie și mergem la mall, nu s-a așa de încântat de mall. Dar mergem. Da. Da, da. Da, dar nu mai este biliard. Știu, este numai așa. Da. Hai, Angie, ia-ți copiii! Bun! Mergem. Acum suntem la Sensei. Copiii și-au făcut poze. Uitați! Foarte fain! Natalia, salută-te, rog frumos, pe Timea. Timea, ai văzut că ți-o trimis poze? S-o vezi? Lui, ce ai pățit? Unde e Angie? Nu știu. Ești răcit? Nu. Că tot ai strâns. Angie, ce sunt astea, mami? Nu sunt frumoase. Asta nu că fac acasă, eu iau, știi? Și 10 lei. Ok. Am crezut că e pentru poze la parc. Nu iau poze la parc, știi că am găsit-o. Dar ai găsit ceva mai fain? Nu. Nu, ia, du-te, plătește-o și... Mere mai de ceva. La CNA, la CNA și la... Waikiki. Nu Waikiki. HM. Nu, am găsit! Da? Ok. Hai, suntem la CNA. Copiii vezi unde e Luis. Italia, Luca! E frumos, Angie! Așa e faină! Aha! Asta, da! 100 de lei, e faină! Aha! Natalia, hai să vezi, îți place asta? Da. Și îți fac poză. Asta e număr. Hai să vedem. Hai să-i fac și o poză. E cam fixă, hei. E cam fixă. Aici la portica, că ea are seamănă pe tati. Fuți! Hai! Aici afară. Hai să facă poze. Ok. Super. Un pic la portică. Ha? Tati, spune să termine. Termină. Mă gândesc. Asta e mai făinuță. Ia mâinile de la... Ia... Bude-i, alu' tati ești. Te doare, tati? Tati de... Fain, e faină. Aha. Și eu mi-s fain. Cine mă vrea să scrie? Toate fetele să apeleze la mine. Am găsit și sandăluțe cu 84 de lei la Sensei, nu? Nu. Vai de Kiki. Vai de Kiki. Vai de Kiki. No, bun, mergem să plătim și vă arătăm cum arată acasă, îmbrăcată, nu? Da. Am rezolvat și mergem acasă. Aceasta este rochia lui Natalia. Stai să prindem becul. Să se vadă că și strălucește. Și strălucește, da. Da. Și are și sândăluțe noi. Ia întoarce-te. Wow, ce frumos! Place ce ți-a la tati? Îți place, mamă?
Da? Ai spus mulțumesc. Mulțumesc. Uite ce fain. Chiar e fain aici, așa că e stupid și aici am tati. Mă, dar ai pupul la tati. Du-te, 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 mama. Vedeți ce rea Natalia cu mine tati, câteodată. Tati, tati ți-o luat, mami. Nu e. Mă, nu te mai las. Dar stă fain. Uite ce fain stă. Super, chiar îmi place și cu sândăluțe, uite ce fain, vezi? Super, și uite, wow, cu sclipici, uite așa cu firicele. Mâine o să facă Natalia poză cu colegii, da, ei de la grădiniță, da, toți o să fie frumoși îmbrăcați, da, și nu știu dacă, nu cred că am voie să filmez, că n-am acordul lui fiecare părinte, da, în, da, parte, eventual, da, o filmez, da, numai pe Natalia. Numai pe Natalia, așa un pic. No, bun. O să fie greu dacă o să facă poză cu ei împreună, dar fac eu cumva. Da. V-am lăsat. Domnul să, să vă binecuvinteze. La revedere! Dar stai să-și fac o... Da, și de la el. Ei o lua și iară ceală. La revedere! La revedere! De cercetare are oricine, o vreme de întâlnire cu Iisus. Cum îl primești aici, sau rău sau bine, așa vei fi primit acolo sus. Și odată va porni convo drumul către
biserică, trezește-te, e timpul să luminezi. Nu-ți pierde gustul, nici mărturia, e timpul să veghezi. Compromisul dă la o parte și faptele tale să-ți fie curate. Ai stat ascunsă și adormită în noapte, dar e timpul la viață să vii. Haide să lumină, dragoste noi să umblăm, să ridicăm steagul tot mai. Noi să trăim cu vorba, cu fapta, cu mărturia, să-L proclamăm pe Iisus. Biserică, sfințește-te, e timpul să te curățești. Curată haina și nepătată, tu să o pregătești. Adevărul să-l ții aproape, cu candela plină luminează noapte. Rămâi pe cale, nu fi înșelată, așteaptă pe mirele tău. Haide să e timpul să strălucești, să vadă lumea a ta lumină și să-i călăuzești. Nu doar cuvinte spuse frumos, dar cu fapte bune să se vadă Hristos. Fii roditoare de-a ta cărare, pe munte tu să strălucești. Haideți să lumim, dragoste noi să umblăm, să ridicăm steagul tot mai sus, să-L înălțăm doar pe Iisus. Haideți să strălucim în unitate, să trăim cu vorba, cu fapta, cu mărturia, să-L proclamăm azi pe Iisus. Să-L proclamăm azi pe Iisus. Să-L proclamăm azi pe Iisus. Biserică, trezește-te, e timpul să luminezi.